Cum am zis și înainte de mine, știam că întâlnim o echipă care ambele faze le face foarte bine, muncește foarte bine în teren, aleargă, face presiune, au curaj, se luptă, vin la tine în jumătatea ta în teren, când au mingea, chiar dacă o joacă mai directă, dar se bat și știu să o facă foarte bine. Am pregătit meciul ca atare, cum așa cum l-am pregătit și la ei. Am marcat un meci important. Putea trebuia să fim mult mai bine după ce am marcat, cu mai multă personalitate din partea tuturor. Dar din păcate cred eu că atâta putem sau foarte schimbările ce unii din cei care au intrat n-au adus ce trebuia. Analizăm, o să vedem. Din păcate am făcut doar egal și vedem, mai avem 3 meciuri până să vedem dacă intrăm în play-off și vom vedea ce o să fie. 3 meciuri grele, 3 meciuri văzând modul în care jucăm. Dar vedem ce să facem în zilele astea, intermediare o săptămână. Poate o să fie mai bine așa, nu știu, vedem. Poate au prea mult liber. Nu știu ce să zic. Sunt multe, dar nu vreau să vă răspund la cald acum și sunt dezamăgit de tot ce s-a făcut repriza a doua. Tot ce s-a făcut repriza a doua. Să refuzi jocul, să refuzi să te miști ofensiv, să găsești soluție, să joci defensiv. Să știi să stai în teren, să alergi, cum fac și ei, cum au făcut și ei, să te lupți. Sunt lucruri fundamentale, dar se pare că acestea sunt timpurile. Cum a fost bine la Constanța o perioadă, se pare că acum lucrurile astea sunt. Vom vedea. Dar nu mi se pare, nu suntem, cred eu, pe cum le-am și lor, nu suntem, cred că ăsta nu-i drumul, nu e bine. Ceva lipsește. Și vedem ce trebuie să găsim soluția rapidă, trebuie să ne le facem rapid, că avem o săptămână foarte grea. Foarte grea. Din păcate, aceste lucruri au fost și anul trecut. Acasă, la fel, pierdem puncte. Anul trecut eram foarte bun, dar anul ăsta se pare că e mai greu acasă. Sunt 9 meciuri din care s-au pierdut puncte acasă. Voi sunteți cu statistica. Eu v-am zis doar că lucruri care s-a întâmplat. Restul ce pot să fac eu? Sunt niște jucători care v-au dezamăgit. Păi ce să fac acum? Să stau? Sunt dezamăgit. V-am zis. În general sunt dezamăgit, dar nu să vin să stau acum să spun de cine-s dezamăgit sau de cine care e. Că voi asta vreți. Dar o să vedem, mergem înainte, trebuie să vorbim, să analizăm și vedem fiecare. Da, dezamăgit, bineînțeles că sunt 100%. Echipa a fost mai pragmatică în deplasare, chiar și la meciuri mai grele. Ați venit cu victorii de acolo. Aia bine, o cauză, hai să vă zic. Nu mai facem mai mult de 5 pase. Asta e prima cauză. Static. A uitat fotbalul, se pare. Și atunci, ce să fac? Asta le-am zis. Ce pot să fac? Eu vă zic, mai mult de atât ce pot. Nu o să pot. O să încerc să-i conving, iară, să începem să facem. Dar din păcate, din octombrie, noiembrie, nu octombrie, din noiembrie am cam uitat să jucăm acasă. Lăsând la o parte meciul cu Rapid, unde am făcut un meci foarte bun. Ăla da, am jucat, am avut curaj, am pasat, am dominat, am avut controlul jocului, ritmul și intensității.
ne-am creat ocazii, s-au marcat 3 goluri, chiar dacă nu au fost, s-au marcat 3 goluri. Așa trebuie să joci. Așa erau obișnuiți suporterii, cei din tribună, voi, cu farul de anul trecut. Care, dar acum se pare că trebuie să jucăm numai una, două atingeri. A treia nu. A treia nu mai vine. Pentru că trebuie să te miști. Pentru că trebuie să te miști, pentru că trebuie să joci combinativ, pentru că trebuie să-ți dorești lucrul ăsta. Tu dacă nu-ți dorești, n-are cum să iasă. N-are cum să iasă, nu poți. Fotbalul n-ai static să te uiți așa. Și e primul lucru care e pentru mine inexplicabil. De aceea sunt dezamăgit. Dezamăgit. Restul după aia, defensiv cât alergi, cum mă duc, cât faci. Mai sunt unele întrebări. Intri 30 de minute să nu ai benzină în tine, 35 de minute după o lună și ceva de meciuri, de cantonament, de două luni sau cât avem de când am început, o lună jumate. Sunt 6 săptămâni, trebuie să fii acolo, trebuie să fii acolo, trebuie să poți, da? Dezamăgirea e că de ce nu ne mișcăm, de ce nu jucăm, de ce nu mai pasăm, de ce nu ducem jocul, de ce nu avem o construcție ok. Știam că adversarul vine sus, ne va face presiune în jumătate, așa ne-am făcut și la ei. Dar am făcut pase. A doua repriză la ei le-am arătat la televizor, le-am făcut toate, stau, analizez, mă uit. Da? Eu trebuie să stau să lucrez 4-5 zile, ei doar să vină să... E prea mult probabil la ședință ce fac eu și după aceea să facă cum vor ei. Nu să facă cum trebuie. Să facă cum vor ei. Să joace cum vor ei. Poate. Poate fi o cauză. Nu? Poate s-au plictisit de mine. Poate fi. Poate zic ceva, wow. Zici că... Poate. Poate. Poate e prea mult. Unii. Că nu toți. Nu-i băgăm pe toți acolo. Că unii chiar vor. Dar nu sunt toți. Iar când nu sunt toți, echipa n-are cum să joace. Cu 2, cu 3, cu 4, cu 5 jucători minus. Nu poți să joci care vor să facă altceva. Nu în fotbalul nostru. Să intre în fotbalul nostru, care e identitate, că noi chiar avem. Că intru în ale mele acum, nu vreau să mă încălzesc să zic totul. Adică trebuie să faci, frate, nu să stai două pase, a treia lungă. A patra nu știu unde. Puf. Când am jucat noi așa ceva? Cine a stricat asta? Nu știu. Nu știu. Și atunci e de reflectat. De aceea am zis, sunt dezamăgit total de lucrul ăsta. Am spus-o de multe ori, le-am zis-o și lor. Le-am zis-o și lor. Să nu credeți că... Le-am zis-o și lor. Le-am zis, dacă nu eram patron, mă dădeați afară. Nu vreau să fiu antrenor sau manager, că sunt patronul echipei. Nu, nu, nu. Vreau să fiu doar că merit. Dacă nu merit, ok. Mi-au bagajele și mă duc. Asta le-am zis lor. De mai mult timp i-am avertizat, le-am zis, am zis, hai să-i trezesc. Unii da, alții ba. Ați văzut și voi, n-are rost. Unii aleargă, unii fac și alții... Le-am zis că dacă mă enervează, mă pun și eu la antrenament și cred că fac și eu. Cred că fac față. Așa cred, cu toată modestia mea care o am. Cred că aș avea realizări mai multe. Măcar nu pierd mingea. Din prima să pierd mingea. Pierd mingea așa, una, două, pierde mingea. Nici o pasă, nici un dribling, nici o superioritate numerică, nici un 1-2. Nimic. Una, două atingeri. Una, două atingeri. Sărăcie. Sărăcie. Și atunci de unde să vină? De unde să vină? Trebuie creativitate, trebuie să fii disponibil la efort, trebuie să-ți meargă, trebuie să fii iute la cap și la picioare. Mintea și corpul, și corpul trebuie să fie iute. Reactiv. Reactiv. Așa cum a fost Galați. Reactiv. Și râdeați, unii râdeau de Dorinel. Văd la Dorinel la toți cum joacă echipa lui. Arată, tată, că joacă.
încredere, curaj, tupeu. Singura echipă care se duce sus, aleargă 90 de minute, face presiune. Și unii îl critică. Dar de ce? E din generația de aur. Și ăla nu-i bun. Și ăla nu-i bun, că e din generație. Eu cred că ar trebui să tacă majoritatea. Tacă și să asculte de noi, cu tot respectul. Că noi știm ce înseamnă performanța. Noi chiar știm. Cum se face? Chiar ne pricepem, nu știm. Că mulți vorbesc, puțin se pricep. Puțin cunosc nivelul. Ce înseamnă nivel de performanță la mare, european? Nu ăsta, european, ăla mare. Da? Le înghițim, le luăm cu noi, le ducem acasă, vedem ce-o face. Mai ne face un meci din ăsta de adio, care îl facem ca babele, ca moșii. Mergem, facem un meci și la revedere. Ce dracu. Când o să mai ajungem să fim și noi pe acolo, pe afară? Să vedem. O să vină lumea, dacă vine, să ne vadă și vedem cum arătăm, să vedem dacă mai pot, atunci o să demonstrez iară, să vedeți și arăt. Să vedeți și arăt că noi avem ambiție. Tot grupul nostru, de-aia am ajuns departe. E singurul lucru care face diferența, nu talentul. Talentul e una, toți jucătorii care sunt în divizia, le-am spus, toți jucătorii care sunt în divizia sunt talentați. De aceea au ajuns în divizia. Toți! Dar de aici până să fii valoros, să fii, să faci performanță, să ai valoare, diferența o face ambiția. Care e ambițios, care vrea să progreseze, care vrea să învețe, care are ambiție zi de zi. Să facă mai mult, mai mult, mai mult, mai mult, nu se satură. Asta face diferența între oamenii jucătorii talentați. Să știți cu toți. Nu vorbe. Nu vorbe. Pe teren. Cum le zic eu? Show me. Arată-mi pe teren că e șeful meu. Arată-mi pe teren. Nu vorbe. Și eu asta vreau de la ei. Arătați-mi. Și vă rest, atunci zic, eu tac din gură, azut, când am câștigat campionatul. Cine a plecat primul la vestiar? Eu, nu? De ce? Pentru că așa e normal. Ei sunt artiștii, ei trebuie să facă, ei produc, noi doar planificăm, suntem spatele cortinei. Scena aia lor, ei trebuie să o aibă. Și ei trebuie să facă diferența. Jucătorul ambițios face diferența. Nu ăla talentat. No. Te duci cu talentul. Știi cum? Că sunt talentați. Toți, de fapt. Că sunt toți. Fiecare are un talent în felul lui, de-aia ajunge să facă sport, să ajungă în divizia. Nu știu, nu vreau să zic de performanță, dar mai bine mă abțin. Mă duc divizia. Dar de aici până să te duci sus, să ajungi în Europa, să joci în Europa, să faci în Europa, să fii acolo, sau să joci în echipa națională, să fii la echipa națională și să te califici, de aici trebuie să ai ambiție. Oamenii care au ambiție ajung acolo sus, la echipa națională. Fac calificări, se califică, au performanțe. Anul trecut echipa noastră a avut foame. Talent mult, dar a avut foame, a avut ambiție. Și juca fotbal. Și ascultau. Să nu uitați de asta. Ascultau. Acum, nu știu ce s-o fi instaurat pe aici, prin Dobrogea. Puțin cam pe sus, așa, mergem pe sus. V-am spus de mai multe ori și nu vreau să-mi găsesc scuze. Dar să nu credeți că mi-e ușor să motivez, să mi-e ușor să zic, să mă întorc să ajung la acea mentalitate de campion. Că așa sunt eu. Sunt mai... și cu asta vreau să termin. Așa îmi place mie. Îmi place să câștig, îmi place să fiu cel mai bun, îmi place totdeauna să progresez, îmi place să fac lucrul ăsta, vreau, sunt, am ambiție, sunt foarte exigent, foarte. Câteodată mai sar puțin cu una, mai zic câte ceva, dar tot din lucrul ăsta, pentru mine, singur, vorbesc singur. Ca să înțeleagă, pentru că dacă n-ai astea, n-ai cum să ajungi sus. Cred eu că asta e până la urmă, dar
Asta e. Sper să ne revenim. Avem 3 meciuri grele, unde putem să luăm multe puncte, unde nu putem să luăm, nu știm. Ne băgăm singuri, ne împiedicăm singuri. Așa, știi? Așa cum am făcut-o cu Hermannstadt, așa cum am făcut-o cu Botoșaniu, așa cum am făcut-o cu Rapidul, așa cum am făcut cu ea. Meciuri care le-am am trecut, eram acasă, conduceam și dormeam. Puțin și veneau și ne egalau în ultimul minut. Și asta e. E, din ele n-am învățat nimic, mergem înainte, se pare că vom suferi și vom vedea. Seară bună! Ați spus și dumneavoastră că băieții au luat bonusuri importante pentru ce au realizat anul trecut și meritau. V-ați gândit acum și la partea cealaltă? La ce parte? De a fi sancționați financiar? Niciodată, niciodată. Eu n-am luat niciodată niciun ban. Cum să faci așa ceva? Doamne! Ce legătură are una cu alta? Păi da, leargă unii, nu toți. E, da, nu se... Haide, trecem în altele, nu... Dar n-are una cu alta legătură, nu... Important e să ne schimbăm. Și am demonstrat că putem să o facem, pentru că avem și experiență, știm cu ce se mănâncă și sper să o facem. Sper să ne trezim și să o facem, pentru că chiar e nevoie să ne trezim. Astea 3 meciuri.